Întâlnirea dintre SCM Râmnicu Vâlcea și HC Podravka Vegeta, programată a se juca pe 11 octombrie 2020, nu se va mai disputa. Partida din cadrul DLOEHF Champions League a fost amânată. Jocul se va disputa la o dată stabilită ulterior. Județul Vâlcea se află în zona rocii a cazurilor de COVID-19, fiind între primele la număr de îmbolnăviri la 1000 de locuitori. În acest caz, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea a emis o hotărâre pe baza județului ca în perioada 1-14 octombrie să suspende toate evenimentele sportive, culturale, artistice. Am luat legătura cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea și am primit o adresă prin care ni s-a transmis o recomandare de a nu disputa meciul cu Podravka. Am trimis toate aceste documente traduse la Federația Europeană de Handbal, a declarat Florin Verigeanu, președintele SCM Râmnicu Vâlcea. Mireia Gonzale și Cristina Lișevici, jucătoarele vâlcene depistate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, au ieșit din izolare și au revenit la antrenamentele echipei. Ele pot evolua acum scăpând de coronavirus.